Economia Rusiei a fost zdruncinată în prima lună a războiului cu Ucraina, însă ar putea avea profituri record în urma vânzărilor de gaze naturale și petrol, dacă unii dintre cei mai mari parteneri comerciali ai săi nu vor tăia importurile de energie, potrivit Bloomberg. Bloomberg Economics prognozează că Rusia va încasa aproape 321 de miliarde de dolari din exporturile de energie în acest an, o creștere cu mai mult de o treime față de 2021. Statul este de asemenea previzionat să aibă un excedent al balanței comerciale record, despre care Institutul Financiar Internațional spune că ar putea ajunge la 240 de miliarde de dolari. Cel mai important factor pentru actualul excedent al balanței comerciale al Rusiei continuă să arate solid, arată, într-un raport, economiștii FEI conduși de Robin Brooks. Cu actualele sancțiuni aplicate, fluxurile substanțiale de valută forte care intră în Rusia parcă vor continua. Calculele s-ar putea schimba complet, însă, în cazul unui embargo asupra vânzărilor de energie. Chiar și fără embargo, exporturile de petrol ale Rusiei sunt deja în cădere, Agenția Internațională de Energie previzionând că ar putea pierde aproape un sfert din producția de țiței în această lună. Mulți dintre clienții tradiționali ai țării caută să cumpere din altă parte și aleg să nu semneze noi contracte cu furnizorii ruși, în contextul condamnării extinse a agresiunii președintelui Vladimir Putin. Alții, precum India, beneficiază de reduceri mari la importuri. Invazia Ucrainei a făcut Germania și aliații săi din UE să-și schimbe radical politica energetică, iar blocul comunitar vrea să-și taie dependența de Rusia. Momentan, cea mai mare economie a Europei se opune sancțiunilor sau presiunii politice care ar putea aduce un embargo complet asupra energiei. Doar câteva țări, inclusiv SUA și Marea Britanie, au impus interdicții concrete asupra importurilor din Rusia. Citește și Austria este împotriva aplicării sancțiunilor pentru petrolul și gazul rusesc. Trebuie să rămânem calmi când vine vorba de sancțiuni. Petrolul și gazele naturale reprezintă aproape jumătate din exporturile Rusiei și au contribuit cu aproape 40% la veniturile bugetare de anul trecut. Combinația dintre o depreciere acută a rublei și un preț mai mare în dolari pentru petrol va genera 103 miliarde de dolari suplimentari la veniturile bugetare din acest an, potrivit TS Lombard. Deși livrările de energie au scăzut, șocul asupra importurilor și cererii interne va fi atât de sever încât actuala balanță comercială, cea mai largă măsură a comerțului și serviciilor, ar putea ajunge la un nou maxim istoric după recordul de 120 de miliarde de dolari de anul trecut. Goldman Sachs, a cărei revizie în creșterea excedentului comercial din acest an ajunge la 205 miliarde de dolari, spune că aceasta ar putea fi de ajuns ca Banca Centrală a Rusiei să acopere cererea sectorului privat pentru valută și să-i permită în cele din urmă să relaxeze controlul asupra capitalului. Având în vedere că șocurile inflației și scăderea veniturilor deja lovesc consumatorii ruși, economiștii Goldman Sachs prevăd o cădere de 20% a importurilor în 2022, dublu față de declinul așteptat în rândul exporturilor. Însă o balanță comercială sănătoasă nu va salva Rusia de la o adâncă recesiune, dar va ajuta la susținerea cheltuielilor guvernamentale într-o vreme în care guvernul nu are acces la piețele de capital internaționale. Analiștii TS Lombard spun că rata de schimb a rublei este susținută de actualele fluxuri care intră în țară, în contextul în care sancțiunile au înghețat mare parte din rezervele valutare ale băncii centrale. Abilitatea Rusiei de a vinde petrol și gaze în străinătate ar putea fi singurul lucru care ține economia de la a cădea într-un colaps financiar și mai mare. IFEI, o asociere a celor mai mari instituții financiare din lume, spune că un embargo pe energie impus de UE, Marea Britanie și SUA ar duce la o scădere de mai mult de 20% din producție și ar putea costa Rusia până la 300 de miliarde de dolari care intră în economie din exporturi, în funcție de oscilațiile de preț.